toți participanții la expoziția de sport Volbovei. Expoziția de sud, zona de sud-est a României, este o expoziție desfășurată la Dărmănești, în județul Bacău. Mulțumim încă o dată tuturor participanților și în speță domnului primar, care ne susține și care întotdeauna a ajutat la promovarea sportului columbofil aici, în zona noastră. Este a doua expoziție la care particip, a fost și o expoziție națională organizată în zona dumneavoastră. Ne bucurăm de prezența tuturor columbofililor și vreau să felicit toți columbofilii care au reușit să câștige trofele la nivel de expoziție provincială, cât și de expoziție națională. Vreau să-i dau cuvântul și domnului primar și încă o dată să-i mulțumesc pentru această susținere și pentru tot efortul depus de organizatori în privința desfășurării și organizării acestui eveniment. Vă salut, bine ați venit la Dărmănești, salut întreaga comunitate columbofilă. Sunteți foarte interesați prin ceea ce faceți și de fiecare dată mă fascinează domeniul ăsta. Le mulțumesc și colegilor noștri din Dărmănești, care, Titi Ciurlică și întreaga echipă, care se implică și dezvoltă acest frumos sport, dacă pot să-i spun așa. Și sper ca la Dărmănești două zile să vă simțiți extraordinar, să mai dați așa din pasiunea asta și celor care încă nu sunt hotărâți dacă să înceapă sau nu. Vă așteptăm cu drag, sunteți foarte, așa cum spuneam, foarte interesanți și tare mult mi-aș dori ca această expoziție să continue și la anul și la anul ce vine. Și pentru că suntem foarte, foarte angrenați în Ziua Națională a României, vă propun să ascultăm imnul de stat. Thank you.
prezentată la dumneavoastră aici. Sper să ne onorați cu prezența și încă o dată vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat. Toate cele bune. Succes tuturor participanților. Mulțumim. Și mulțumim și doamnei director pentru sprijină. Da. Mulțumim din suflet. Sigur o să vă dăm peste 2-3 ani și ia cu cel puțin 10. Mulțumim. Bună ziua, bine ați venit la Dărmănești. Spuneți-ne, vă rog, pentru cei care ne privesc, cine sunteți și la câta ediție este această expoziție? Mă numesc Marian Stan, sunt președintele Federației Române de Sport Curcofil. Ne aflăm la cea de-a doua ediție organizată la dumneavoastră la Dărmănești, adică expoziția de sport curcofil zona sud-sud-est a României. Ne bucurăm foarte mult de numărul participanților. La dumneavoastră, în cadrul clubului, activează 60 de membri, în cadrul clubului Dărmănești, foarte inimoși. Întotdeauna au dorit să organizeze acest eveniment. Federația Română de Sport Curcofil a dat curs acestei organizări și totodată am fost foarte încântați să venim în zona dumneavoastră pentru a schimba impresii și păreri atât despre porumbei cât și în alte activități. Au venit și din alte localități? Da, sunt prezentați porumbei din toată zona de sud-est a României. Sunt prezentați porumbei atât de la Clubul Brăila, de la Clubul Râmnicu Sărat, de la Clubul Ulmeni, de la Clubul Iași. Sunt foarte multe cluburi care fac parte din Federația Română de Sport Curcofil și care au dorit să participe la această expoziție zonală. Ce înseamnă acest sport? Vă întreb pentru cei care poate sunt pasionați de porumbei și ar dori să facă acest sport. Este un sport foarte frumos, dar și costisitor. Da. Este un sport care necesită foarte mult timp. Pentru cei care nu cunosc, nu este un sport nou, este un sport care a fost recunoscut încă din 1954 și a fost propagat mai departe. Încercăm să promovăm și tinerii în acest sport curcofil. Dorim ca tinerii din ziua de azi să-și găsească o preocupare și ca celelalte sporturi, mai ales copiii, sunt foarte încântați de porumbei și de păsările înaripate, pentru care încercăm să-i atragem și să îi mișcăm un pic din stresul ăsta cotidian, să încerce să capete și alte pasiuni și abilități. Da. Pentru că în ziua de astăzi mișcarea și socializarea contează foarte mult. Așa este. Ce doriți să le mai spuneți celor care ne privesc? Doresc să le transmit, în primul rând, multă sănătate tuturor românilor, că a fost ziua de 1 decembrie, ziua națională. Vreau să spun, să felicit încă o dată toți câștigătorii tuturor trofeilor la nivel zonal și vreau să invit toți participanții împreună și cu dumneavoastră și cu domnul primar la expoziția națională ce va avea loc în ianuarie, cred că în județul Prahova, acolo unde să fie prezentați toți porumbeii participanți în competițiile Federației Sportive Naționale din România. Noi vă mulțumim și vă dorim mult succes. Vă așteptăm cu mult drag și altă dată la Dărmănești. Și eu vă mulțumesc și am fost încântat întotdeauna de această localitate Dărmănești, pentru că am fost primis cu brațele deschise și întotdeauna am fost ajutați ori de câte ori am încercat să cerem ajutorul, mai ales domnului primar și autorităților locale. Vă mulțumesc și eu încă o dată și vă transmit multă sănătate și să ne vedem cu mine. Bună ziua! Astăzi, la Dărmănești, județul Bacău, avem o expoziție provincială, zona est-sud-est, unde participă 4 județe. Și avem aduși de la o etapă care am considerat-o noi extraordinar de grea, am zburat la Praga și avem porumbei din cei mai buni, avem 1, 2, 3 pe fiecare județ. Avem Iașu, Bacău, Vrancea și Brăila.
fost o etapă destul de dificilă din punct de vedere a reliefului, a trebuit să treacă două rânduri de munți ca să ajungă până la destinație. A străbătut 1100-1200 de kilometri la noi în zonă, la Dărmănești. La Brăila a avut undeva la 1300-1350 de kilometri. Dar emoțiile sunt foarte mari, cred. Da, emoțiile sunt foarte mari. În momentul când stai acasă și aștepți un porumbel, vine chiar și la 3 zile să se refacă el pe drum, e extraordinar de greu. Da. La etapele care sunt mai scurte și vine în prima zi, alea nu sunt așa emoții extraordinare, dar astea de maraton noptează, are grijă să nu fie prins la capcană, de răpitoare. Da. O treabă extraordinar de inteligentă pentru ei. Noi ca și crescători, cred că rezultatele lor ne se datorează și nouă ca și crescători. E undeva la 50% cu 50%. Contează și condițiile în care noi îl ținem, contează mâncarea în care o dăm, vitaminele, antrenamentul care noi îl facem. Și dacă noi îndeplinim condițiile ca și antrenor, ei își îndeplinesc condițiile ca și sportiv. Așa este, antrenamentul este foarte important. Antrenament, da. În general, când sunt pui, îi ținem să se formeze lângă crescătorie fiecare, o lună, o lună și jumate, după care începem cu antrenamente scurte și dese, ca ei să prindă o încredere în ei, da, în momentul, în primul an de viața lui, și la următorul an începem antrenamentele tot scurt până ajungem undeva la 500-600 de kilometri, care suntem mai începători, care are porumbei mai buni și la maratoane, în primul an de zbor al lui îl duce undeva până la 800-850, în funcție de porumbel și de genetica lui care o are în spate. Da, da, da. Sunt în funcție de ceea ce de la părinți care vin. Că dacă părinții are campion și așa, și are porumbei mai mulți, își permite să-i ducă la 900, care avem mai puțite, îi ducem până în 5-600. Cum vă descurcați cu cheltuielile? Bănuiesc că asta implică și costuri destul de mari. Da, deci cheltuielile le facem doar din plăcere, că altceva nu facem, nu prea vindem noi. Sunt crescătorii care sunt renumiți, care vând. Dar, în primul rând, plăcerea și hobby-ul pentru ei e totul. Am înțeles. Sunt destul de multe cheltuieli anuale, cotizații pe la cluburi, mâncarea, întreținerea, vitaminii, vaccinuri, sunt. Dar una peste alta ne motivează în momentul când vin acasă de la etapă. Așa este. Spuneți-mi, cei de lângă noi sunt cei premiați? Da, ăștia sunt porumbei care i-am dus la Praga. Ăștia vor fi premiați de seară la ora 8 la sala de premiere, locul 1, 2 și 3, care au venit de la Praga. Au avut undeva la 600 de porumbei băgați la etapă. A fost o etapă foarte dificilă, având în vedere că noi n-am zburat Praga. Este pentru prima dată care am zburat Praga. Noi am zburat pe Polonia și suntem mândri de rezultatele care le-am obținut la această etapă dificilă. Da. În rest, mai avem porumbei la diverse categorii. Da. Avem porumbei la fond, avem porumbei la maraton, la AS Maraton, Maraton Extrem, la Palmares 2 ani. Noi, în funcție de ceea ce a făcut porumbel, avem și fișele care spune exact traseile care le-au făcut și punctajul. Păi ce să spunem atunci, îi așteptăm pe toți cei interesați să viziteze astăzi și mâine, am înțeles? Da, sau mâine până la ora 12 suntem aici, care vrea să vină să viziteze expoziția noastră. Da. Vă doresc mult succes în continuare. Da, noi vă mulțumim și ne dorim tuturor vizionare plăcută, celor care sunt și celor care o să mai vină. Da.
la Brăila. De la Brăila ați venit la, la Brăila. Dărmănești. De când vă ocupați? Din 2007 zborburi mei. Asta e a patra expoziție provincială care viu aici la, la Dărmănești. Am vorumbel de la Derby Praga, locul 1, 1184 de kilometri. Am patru porumbei fond maraton, am maraton extrem și maraton extrem palmares 2 ani. Și aceștia sunt porumbei mei, care i-am scos la vânzare, că am cam 240 și am zis că nu mai pot să merg. Așa este, sunt, da. I-ați învățat și pe copii, au fost persoane care au fost interesate. Le-am dat chiar aseară la un copil de aici, s-a ținut de mine și dă-mi asta decât și mie un pui. I-am dat doi. Da. Crezi, mersi și să fii sănătos și să te ții de porumbei. Felicitări, vă doresc multă sănătate și felicitări în continuare. Și dumneavoastră să fiți sănătoși și să ne găsim cu sănătate. Doamne ajută! Mult succes!